Cu ocazia Zilei Educației vreau să transmit tuturor copiilor ca beneficiarea educației să învețe, pentru că realizarea în viață depinde foarte mult de ce fac acum la vârsta școlarizării. Profesorilor le doresc putere de muncă, sănătate și bucurii pe măsura muncii pe care o depun. De Ziua Internațională a Educației, fostul inspector școlar general Doinița Chircu a realizat o trecere în revista schimbărilor petrecute în ultimii 4 ani în infrastructura școlară. În orice comună din județul Mehedinți, dar și în Drobeta, Turnul Severin și în Orșova, deci în orașele județului, unitățile de învățământ au fost reabilitate, extinse, dotate. Oriunde voi merge mai târziu în județul meu, voi arăta nepoților mei contribuția efectivă pe care am adus-o pentru zestrea învățământului mehedințean. În aproape toate comunele Mehedințiului au fost modernizate școli ca urmare a intervențiilor deputatului Doinița Chircu, cea care este și membru în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților. Meritul pentru noua clădire în care s-au mutat inspectorii școlari este tot al Partidului Democrat Liberal. An la rând, inspectorii au stat îngrămădiți mai rău decât sardelele într-o clădire închiriată care nu corespundea cerințelor. Mi-aduc aminte de vechea clădire, eram inspector atunci la resurse umane, era un coridor întunecat, mulți când veneau se și împiedicau, era așa o denivelare și într-adevăr era improprie pentru a ne desfășura activitatea. Acum avem un sediu de 2 ani de zile, cred, un sediu modern și care corespunde solicitărilor pentru a ne desfășura activitatea ca instituție școlară. Cei care au avut lobby pentru a transfera clădirea de la jandarmerie la Ministerul Educației, la Inspectoratul Școlar, a fost domnul senator Mihai Stănișoară, atunci ministru al Apărării Naționale, iar cel care a aprobat transferul respectiv a fost domnul ministru Vasile Blaga. Unitățile școlare din Mehedinți au fost modernizate în principal pe bani proveniți de la Banca Mondială și de la Uniunea Europeană. De asemenea, și autoritățile locale au avut o contribuție semnificativă în această privință.